Bună ziua! Bună ziua! Să trăiți! Ne aflăm la Spumante Silvania și Mleul Silvaniei și stăm de vorbă cu cine? Cum vă numiți? Faina Teodor. Ce funcție aveți aici? Momentan sunt șeful de unitate. Suntem în faliment și domnul care răspunde de noi este la Zalău, domnul Cosma Sorin. M-am ud un cuvânt care, sincer să fiu, mie nu-mi place. Faliment. De ce? De ce s-a ajuns aici? S-a ajuns aici pentru că în anii de când s-a privatizat s-au acumulat datorii la bugetul de stat și din cauza asta, pierdând procesul la bugetul de stat, acum noi am trecut în faliment din luna decembrie 2012 și acum se vor face reevaluări și probabil se va pune din nou la vânzare. Cantitatea de șampanie pe care o aveți în stoc sau tot și active și pasive? Tot, active și pasive tot. Mai avem două centre care se pot pune în vânzare. Avem un centru de vinificație în localitatea Sălmășag și un centru unde se fabrică alcool, țuică, în localitatea Nușfalău. Păi centrul ăsta de aici, Șimleul, de la Șimleul, Silvania, era renumit, cel puțin pentru spumante și nu numai, renumit în țară, aveați și export altădată. Ce s-a întâmplat până la urmă? De ce s-a ajuns în starea aceasta, în situația asta financiară care a determinat falimentul? Ați spus că datorii la bugetul de stat, dar astea au fost generate cumva de ce anume? Au fost generate din cauza că nu s-au plătit de câțiva ani, nu s-au plătit taxele la bugetul de stat, și s-au acumulat. Nu s-au plătit pentru că n-au fost bani. N-au fost de bani, ce n-au fost bani? Noi suntem într-un grup de firme și situația economică probabil și la celelalte firme este destul de slabă și nu s-a acoperit datoriile la bugetul de stat și din cauza asta am ajuns și noi în situația de faliment. De fapt, cine sunt patronii? Cine administrează această afacere de aici, această punctă? La Spumante Silvania este doamna Mihaela Mariana, care are sediul în Baia Mare. În Baia Mare? Da. Acolo are și birou administrativ și dânsa s-a ocupat de noi. Da, în momentul când a preluat aceste active de aici, bănuiesc că a avut un angajament de a susține financiar, de a tehnologiza, de a retehnologiza, de a investi până la urmă. S-a făcut ceva în sensul ăsta? S-a făcut foarte puțin. S-a mișcat puțin în centrul din Nușfalău și aici la noi, la Șimleu, foarte puțin. Decât acum vedeți în ce situație se găsește unitatea. Deci faptul că nu s-a investit este unul din motivele pentru care s-a ajuns în această stare. Nu s-a investit nici în tehnologie. Deci e unul din motivele pentru care situația financiară a fost și este precară și v-a adus în situația de faliment. Da, și momentan noi acum lucrăm și avem procesul tehnologic marfa pe stoc. Nu mai facem în buteliere neavând nici materie primă. Deci cantitatea de spumant pe care aveți în stoc, dacă s-ar valorifica, s-ar acoperi cheltuielile, datoriile către bugetul de stat? S-ar acoperi. Dar nu aveți desfacere? Avem desfacere, dar fiind piața foarte variată cu tot felul de produse care zicem noi că nu prea sunt de calitate, noi am rămas cu produsul natural, vin spumant Silvania. Avem concurență destul de mare, dar totuși prin vânzările pe care le facem ne acoperim cheltuielile curente și salariile la oamenii care muncesc aici. Deci unde ne aflăm acum în cadrul acestui complex de vinificare? Noi ne aflăm acum în zona aceasta. Și liniile acestea, tunelurile, sunt ce sunt? Ce reprezintă? Galerii subterane unde se depozitează sticle de șampanie și în aceste zone se produc fazele de lucru în procesul tehnologic. Primele galerii au fost aici la intrare în zona asta, prima galerie care era de pe vremea evreilor și apoi din dacă 1900... vreți să arătați cu stânga ca să puteți... Din 1974 s-au început primele săpături de galerii. Ce lungime au galeriile? Galeriile au aproximativ 3,5-4 km ca suprafață.
Și cam câte mii de sticle puteau fi depozitate în aceste galerii? Depozitarea sticlelor, capacitatea galeriilor este de 7 milioane de sticle. Oho. Și noi, până în 89, aveam 3 milioane jumate care se îmbuteleau, 3 jumate care ieșeau spre livrare. Pentru că până atunci 90% din livrarea mărfii era la export. Bun, și atunci depozitați, livrați, produceați, valorificați și să acoperau cheltuielile, nu se punea problema falimentului la Spumante Silvania? Nu se punea. Deci datorită anilor de privatizare, din an în deci an... Deci privatizarea până la urmă în jos în de, da, și, da, nu, da. Și nu în sus cum ne-am fi dorit. Da, exact asta s-a întâmplat. Și din cauza asta am ajuns aici, pentru că cel puțin dacă se menținea piața în continuare imediat după Revoluție, dar a tot scăzut, a scăzut, materie primă s-a luat puțin și din cauza asta... Da, piața a scăzut pentru că a fost invadată de produse similare din afară? Majoritatea produselor a fost din afară și au apărut foarte multe sortimente și în piața internă care... Nu se poate compara cu produsul nostru vin spumant, care este un produs de calitate. Da, așa, era renumit și este renumit și acum păcat că s-a ajuns în această păstrăm situație. Aceeași tehnologie, nu ne-am avutut de la tehnologie deloc. Da, văd aici sticle cu etichete de Franța. Ați colaborat cu Franța? Da, am colaborat cu Franța. Produsul nostru este similar cu al lor. Și din cauza asta... Înseamnă că ați livrat pe piața Franței? Da, cu eticheta lor în limba franceză și am dat pe piața franceze. Până în 90, care erau piețele pe care dumneavoastră desfăceați spumantul de Silvania? Majoritatea era Rusia, Polonia, Ceoslovacia, Ungaria și Germania. Și după 90, acestea au dispărut? Sau? După 90 au dispărut și am rămas numai cu piața internă. Da, ceea ce a condus la situația financiară de astăzi. A tot scăzut. Materia primă nu s-a mai luat numai în cantități mici și n-a mai putut... Bun, și piețele despre care vorbeați au dispărut pentru că n-a mai existat promovare, interes pentru piețele respective sau pur și simplu n-au mai fost solicitări din piețele la care făceați referire? În piețele externe s-a întrerupt definitiv, iar pe piața internă a scăzut pentru că venind celelalte produse a fost concurența mai mare, nu prea s-a investit în marketing, în promovare și sigur că din cauza asta a scăzut vânzarea. Dar în momentan ne descurcăm cu cheltuielile necesare zilnice, plus salariile la angajații noștri. Din valorificare. Din valorificare. Dar nu puteți acoperi datoriile. Datoriile vechi nu le puteam acoperi. Am înțeles. Da, o situație deloc plăcută, dar să sperăm, cum vă ziceam și mai devreme, că lucrurile se vor așeza și vor continua, va continua activitatea aici. Am vrea să se întâmple lucrul acesta. Succes. Pentru că suntem mândri de această unitate. Succes vă doresc. Mulțumim frumos.